Adolescentul spune că primarul satului s-a apropiat de el și din senin l-a lovit. Stăteam seara cu băieții lângă gardă, mișcam la telefon, prin vesti a venit primarul și m-a lovit în cap. Eu am căzut jos, am pierdut cunoștința, usc, hai la tatăl tău să mă duc acasă, mă arăt el tata că-ți bat și mă trăie de gât și pe drum mă lovesc cu palmele. Mama băiatului susține că primarul era în stare de ebrietate. Eu am venit, am auzit copilul răgânit. Nu trage, ce ți-am făcut? Nu trage mine. Eu ca și să învârte pământ cu dânsul. Și străga, nu m-a ușit. Dar primarul era beat, da? Beat. Beat era. Da. Băiatul a fost internat la spitalul din Ungheni. Medicii spun că adolescentul va avea nevoie de îngrijiri medicale timp de 10 zile. Diagnoză preventivă, comoție cerebrală acută. Pare satisfăcătoare, dar prelunge durerile de cap și grețuri. Părinții copilului au depus o plângere la poliție. La moment se investigează cazul, a fost audiată victima, a dat declarații, urmează să fie audiate persoanele care era victima, copiii minori. Primarul nu a fost găsit la moment. Oamenii legii vor decide în baza cărui articol va fi cercetat alesul local, după ce vor fi prezentate rezultatele expertizei medico-legale.